Salut, sunt Paul și mă mut în California. În ultimii aproape 2 ani am lucrat la Google în Zurich și de câteva luni s-a ivit oportunitatea de a mă putea muta în US, mai exact în California, Bay Area. Acolo voi continua să lucrez pentru Google. Consider că această schimbare este o oportunitate foarte bună pentru dezvoltarea mea și cel mai bun loc în care aș putea să fiu la începutul carierei mele. Ceea ce mi se pare super fain e că cele mai mari companii de tech au sediul acolo și totodată foarte, foarte multe startup-uri, deci networking-ul pe care ți-l poți dezvolta în acea zonă este extraordinar. Am mai fost în state anul trecut pentru câteva zile, înainte să iau decizia dacă vreau să mă mut pentru a vizita campusul unde urmează să lucrez și într-adevăr mi-a plăcut acel loc, dar nu am putut să fiu expus foarte mult la cultura americană. Călătoria mea a început din România și deoarece nu există un zbor direct către San Francisco unde urmează să ajung, am decis să zbor în Frankfurt, să stau aici o zi, două, unde mă aflu chiar acum, ca să nu am o surpriză cu bagajul de cală că ajung în state și lucrurile mele nu ajung. Și sunt puțin excited de zbor pentru că urmează să zbor într-un Boeing 747. Eu nu cred că dintre puținele avioane, cel puțin cele pe care le cunosc eu, care are și upper deck, care e supraetajat, și am reușit să am un loc exact la etaj. E prima experiență mea de genul ăsta. Din când am înțeles, acest model de avion va fi retras în ceva timp. Nu sunt neapărat super pasionat de avioane, dar știu așa câteva modele cum am tot zburat și cu siguranță când văd unul în aer sunt și curios să văd unde duce sau când sunt la aeroport îmi place să urmăresc avioane. Și cumpărarea biletului a fost puțin mai specială pentru că să-ți iei bilet doar dus cel puțin peste ocean costă uneori mai mult, uneori aproape la fel de mult ca și un zbor dus-întors. Pentru că am călătorit în ultimii ani în interiorul Europei, am folosit acest card pentru a aduna puncte în funcție de fiecare zbor, se cheamă Miles & More. Călătorim cu anumite companii, poți să obții punctele care te ajută la un moment dat să îți iei un bilet de zbor. Și cu ajutorul acestor puncte, plus cred că 100-200 de euro în plus, am reușit să-mi iau biletul de călătorie. Deci dacă călătoriți cu aceste companii care fac parte, cred că, din Star Alliance și folosesc Miles & More, puteți aduna puncte care vă ajută pe viitor să salvați bani dacă vreți să luați un zbor. Am plecat destul de devreme în aeroport ca să pot să evit aglomerația și când am ajuns mi s-a părut super interesant că am putut să-mi las bagajul singur. N-a fost nevoie de să merg la un check-in, să stau la coadă. Sunt destul de multe aparate din astea în care poți să-ți-l cântărești singur, să-l lași, să pui eticheta și să duc automat în locul în care trebuie ca să ajungă în avion. Am mai văzut sistemul ăsta și în Zurich și sunt curios cât timp o să dureze până să ajungă și la noi. Alt sistem de securitate foarte fain, în sfârșit au început să apară mai multe aeroporturi din Europa. Scannerele la securitate unde n-ai nevoie să scoți nimic din geantă. Și deja mă gândeam că, mamă, câte chestii trebuie scot din geantă. Am o grămadă de device-uri, am și laptopul personal și laptopul de muncă. Am trecut super rapid, nu știu dacă a durat 30 de secunde totul cu scannerul. Acum sunt la business lounge, având în vedere că am vrut să nu mă limitez la bagaj, să fiu sigur că încap toate lucrurile mele. Am ales să-mi iau bilet de business. Asta îți dă posibilitatea să și intri la business lounge înainte de zbor. Am venit, am mâncat puțin pentru că n-am luat micul dejun la hotel și apoi o să mă duc să mă îmbarc. Momentan, cred că cel mai mare schimbare e că transportul public în comun nu este la fel de popular acolo cum e în Europa și, într-adevăr, dacă nu ai o mașină, te descurci foarte greu. Așa că mi-am închiriat o mașină, iar după zbor o să fiu nevoit să conduc. Deci am ajuns. Deci e o parcare plină de mașini de închiriat, dar efectiv nu e nimeni aici care să vină la mașină să mi-o predea și toate mașinile au cheia în interior deja. Nu știu, merg asta de pe bază de încredere, nu știu, nu se fură mașini probabil, dar da, puțin sketch așa, toate mașinile aveau geamul deschis. Puteam să intru în oricare până la urmă că nu era nicio problemă. Foarte, foarte, foarte mult trafic, asta cred că e prima chestie pe care o observ. Se merge foarte greu, cred că e intrare pe autostradă aici. Lumea nu prea se analizează, unii se analizează, alții nu. Încerc să mă obișnuiesc. O altă schimbare la care am fost expus e faptul că fiind născut și locuind în Europa și în Uniunea Europeană, suntem destul de privilegiați când vine vorba de călătorit în interiorul Europei sau chiar și când vine vorba de lucrat într-o altă țară din Europa. E destul de ușor să obții documentele pentru a lucra în altă țară, să călătorești fără pașaport, fără pașaport. Dar în state, procesul de obținere a vizei a fost puțin cam complicat. Am avut de adus după mine foarte multe documente la interviu. Pe lângă tot felul de documente se ateste că sunt angajat la Google și documente se ateste și studiile mele. La interviu a fost necesar să explic ofițerului de ce e nevoie de mine în state și nu se poate angaja un alt programator care deja e acolo. Și am fost pregătit să-i prezint procesele pe care le folosesc să lucrez. Sunt deja familiar cu unele Google.
Și tipul ăsta de viză se cheamă L1B Specialized Knowledge și este specific doar pentru ceea ce lucrez eu. De asta nu am nici voie să plec la altă companie momentan, dar pe viitor chestia asta o să fie posibilă cu un alt tip de viză. Și o altă chestie care mi se pare interesant e că eu, deși am obținut tipul ăsta de viză, nu pot pur și simplu după ce ajung în țară să trec la pașapoarte, să verifice viza și să plec mai departe. Trebuie să-i dau pașaportul și mai am câteva formulare pe care trebuie să le am după mine de fiecare dată când intru în țară, care să ateste că eu încă sunt angajat la acea firmă. Am ajuns în locul unde o să locuiesc, temporar măcar, dar nu mă așteptam să conduc o oră după ce n-am dormit, mă rog, nu prea am dormit nici aseară, mult nici pe avion, am apucat să dorm. E însorit, vremea e foarte bună, cald, perfect, efectiv nu mi-e nici foarte cald, nu-mi e nici frig. Salut! Acum e a doua zi, e ora 5. M-am trezit așa de vreme pentru că corpul meu încă nu e obișnuit cu ora de aici. Și acum urmează să mă duc la muncă. Și le-am adus colegilor mei, sper să le placă niște bomboane rom de la noi. În state am observat că nu se folosește parter și parterul e direct etajul. Acum este micul dejun. V-am zis că faza de ieri cu parcarea la aeroport, că am zis că toate mașinile aveau cheie în interior și erau și deschise. În momentul în care plecai, era cineva acolo la ieșire și îți verifica permisul să fie rezervarea pe numele tău și, mă rog, să fie permisul pe rezervare. Per total, consider că această oportunitate este foarte importantă. Am stat să mă gândesc, privind în spate, la mine din liceu, când lucram în clasa 12-a pentru olimpiada, când am început să mă pregătesc serios la info, gândindu-mă ce voiam să fac pe termen lung, aveam în gând să reușesc să ajung să lucrez pentru Google în state și consider că acum reușesc să-mi îndeplinesc un vis din liceu. Sper să ajung și mai departe și lucrurile la care lucrez să aibă un impact și mai mare. Mulțumesc mult că te-ai uitat la acest video. Voi încerca să postez mai des și să filmez chestii interesante din state. Deci îmi poți lăsa în comentarii sugestii dacă ești interesat de ceva mai specific. Zi faină!